Ce-i miau. Spune-mi ce crezi despre stand-up-ul moldovenesc. Deci, în principiu, o idee e bună. Așa? Da. Ceva, o părere profesională pe tema dată, nu am. Așa. Ideea de bază. Așa. Atmosfera este super. Atmosfera. Da, dar este un detaliu mic, care cred eu că este important. Calitatea sunetului însuși, în seara de azi, poate fi mai bună. Așa. Crezi că poți fi un stand-upper mai bun ca ei? Totul e posibil. De ce credeți despre stand-up-ul moldovenesc? Tata ciotca, tata-l zis. Serios, nu știu. Nu mă uit la stand-up moldovenesc. Acum ce faci? Eu? Torn bere. Stand-up-ul moldovenesc are un succes inefabil. Este de mare succes, acumulat un mare public, ce este de mirare pentru situația noastră pandemică. Dacă sincer, am descoperit că într-adevăr avem stand-up. Așa? Și la ce nivel e? Hai să zicem că suntem un entry level. Desigur că mai avem mult de lucru. Așa? Da. Lucrăm împreună? Lucrăm împreună, susținem împreună. Și ne distrăm împreună. Așa. Cel mai important că la moment este totul super, mega, piiii! Băi, ăsta e cel mai bun narcotic. Nu știu, cele mai bune emoții, cele mai tare emoții pe care le-am simțit vreodată. Tu de ce nu ești acolo pe scenă? Mai târziu un pic. Pregătesc moral, deci am niște... am un mabreat care trebuie să-l fac și... Nu cu băutura, în vedere că pur și simplu trebuie să mă concentrez un pic și după asta ies pe scenă, da. Și noi suntem foarte bucuroși că în sfârșit am descoperit acest vector moldovenesc nostru. Eu nu încerc să asimilez informația, adică eu prin momentul înțeleg, mă râs, s-a terminat. Ceva nou, foarte diferit pentru mine, adică eu mă simt incomod în locul stand-up-ului. De ce? De ce? De ce? Sunt abordate teme tabu pentru noi. Prea multe glume despre pune. Îți pare că e rău sau e bine? Nu că e de rău, dar prea multe. Deranjează când nu ai și nu. Glumesc tot despre ea. Nu, adică deranjează, dar știi, este o limită. Așa? Limita pune se numește. Eu te-am văzut pe scenă și vreau să te întreb, tu personal, ce crezi despre stand-up-ul moldovenesc? Toate că noi începem cu glume destul de perverse, pe locuri destul de incorrecte, dar noi cu asta începem pentru a stârni interesul oamenilor ca ulterior ei să vină la stand-up-ul nostru și atunci noi să începem să glumim inteligent, așa cum se cuvine. Cred că pentru a face o glumă bună, nu sexistă, dar bună, ne putem abține de la cuvântul bună. Cum să rezolvăm problema că moldovenii nu sunt amuzanți? Să-și deschidă mintea. Să nu trăiască în cutia asta moldovenească. O glumă. O glumă. O glumă. Cu soția mea am 3 copii. Prietena mea mi-a zis să zic de gluma cu armata. Așa. Când avem șanse. Moldova. Haideți să nominalizăm 3 subiecte despre care glumesc moldovenii. Sex. Așa. Sex. Și sex la lucru? Despre tradiții, despre patrie și despre sex. Sex, evident. Problemele sărășiei, cred că. Așa. Și deja teme personale care pe fiecare în parte îi deranjează. Soacră? Așa. Datorii? Așa. Beții? Poți să zic sex? Așa. Femei? Așa. No. Și bărbați! Ce ți-a plăcut cel mai mult în seara de astăzi? E o întrebare mult prea grea, pentru că mi-a plăcut de fapt totul, sincer. Așa? Și nevoastră îmi plăceți, și domnul cameraman, și tot ce se întâmplă acolo, și așa mai departe. Așteptăm cu nerăbdare continuarea. Continuarea, așa. Să vedem ce se întâmplă, cum dansăm. Urmează în special Tatuni. Tatuni, salut! Uuuu!